Nicușor Dan spunea în campanie că va aduce un expert pe tema fluidizării traficului din capitală. Nu l-am văzut, îl așteptăm. Așteptăm și măsurile. Eu mă întreb dacă Nicușor Dan chiar există sau dacă nu cumva e un mit. Pare așa un produs de marketing, dar eu nu-l văd. Și nu-l văd, nu că nu-l văd la televizor sau nu-l văd nu știu unde. Nu-l văd concret. Parcurile din București aveau iarbă de junglă, de savană africană, țânțari și rozătoare, asfaltul nu arată tocmai bine, da? Adică găuri și probleme. Trotuarele nu sunt nici ele mai de calitate, pentru că dacă v-am zis că merg cu transportul public, merg și ca pieton pe trotuare. Și când plouă nu-ți dai seama dacă a plouat un pic sau dacă în fața ta e o groapă acoperită de apă, da? Atunci când calci. Nu-l simte nimeni, cred, pe Nicușor, nici măcar în calitatea și serviciului de termoficare și de apă caldă. Înțeleg că sectoarele 2 și 3 n-au apă caldă. Nu înțeleg de ce nu e nicio revoltă, pentru că știam, nu, așa ni s-a spus, că după ce vine Nicușor Dan se încălzește brusc apa. Văd că nu s-a încălzit, din contră, problema e mai mare.